Îmbrăcați-vă cu dragostea care-i legătura desăvârșirii. Pavel a fost trimis de Hristos ca să desăvârșească într-un fel, prin lucrarea lui, prin suferința lui, pe cei pe care Hristos i-a mântuit prin sângele lui. Și de aceea în 1 cu 28 spune, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșirea fiecăruia dintre noi reclamă două lucruri: dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Omul vechi l-am avut înaintea noastră duminica trecută și am fost chemați să-i declarăm război, să-i spunem clar că am murit față de el, și de aceea versetul 5 spune: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în toate aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de viclenie, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Versetul 9, ultima parte, și versetul 10 sunt interesant formulate. Avem un verb la perfectul compus în limba română, asta înseamnă o acțiune trecută și terminată. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Deși ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, noi trebuie să continuăm să-l dezbrăcăm, pentru că dezbrăcarea s-a realizat doar aici, prin schimbarea minții, prin înnoirea minții noastre. De aceea avem porunca să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ. La fel ne-am îmbrăcat cu omul cel nou în momentul nașterii noastre din nou, dar acum acest om nou trebuie să fie învederat și de aceea se înnoiește spre cunoștință, spre chipul celui ce l-a făcut. Dezbrăcarea de omul cel vechi, am văzut data trecută, reclamă o luptă pentru curăție morală și pentru sănătate socială. Curăția morală înseamnă curăție în adâncurile noastre, dar odată ce adâncurile noastre sunt curățate, se curăță relațiile noastre. Se curăță relațiile noastre de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase, de minciună. Dar nu-i suficient să cureți relațiile de toate aceste lucruri, ci trebuie să le întărești prin legătura desăvârșirii. Trebuie să aduci în relații alte lucruri. Relațiile noastre trebuie să fie pline de chipul lui Dumnezeu. Și de aceea textul din ziua de astăzi continuă începând cu versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să fie făcut totul în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Textul pune înaintea noastră o lungă listă de lucruri care trebuie îmbrăcate, etalate, într-un fel, în viața noastră. Întrebarea este cum să mă raportez la această listă, cum să o privesc. Aș putea să mă închipui că sunt în fața unei scări pe care trebuie să o urc, treaptă cu treaptă, sau în fața unui raft de pe care pot alege ce doresc și pot lăsa ce nu-mi place, ce nu mi se potrivește. Dacă ați fost și dumneavoastră într-un supermarket, v-a trimis soția să faceți cumpărături, spuneam și dimineața, eu urăsc lucrul acesta, le evit cât pot, las pe alții să le facă pentru mine.
și mă mulțumesc cu ceea ce îmi cumpără, dar când ești în fața unui raft, e eticheta, te uiți la el, zici, asta nu îmi trebuie chiar acum, pentru asta n-am bani. Deci în fața unui raft alegi lucruri. În fața unei scări, în schimb, mai ales dacă vrei să ajungi în vârf, și în vârf este dragostea, legătura desăvârșirii, este Dumnezeu. Nu poți sări trepte, ci trebuie să urci din treaptă în treaptă spre desăvârșirea spre care te cheamă textul, spre legătura aceea desăvârșirii care este dragostea, și nu uitați, dragostea este Dumnezeu. Priviți o clipă scara pe care Duhul lui Dumnezeu o pune înaintea noastră prin acest text. Deci în niciun caz nu vă imaginați că stați în fața unui raft de unde puteți alege ceea ce vă place și respinge, refuza ceea ce nu vă place. Porniți cu mine în susul ei. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, pace. Pacea aceea care trece orice pricepere și care te duce în prezența lui Dumnezeu, care este dragostea. Când te uiți foarte atent la fiecare treaptă pe care ați văzut-o, pe care o aveți înaintea dumneavoastră, și începi să te gândești la ele, vezi că ele se asociază două câte două, ca cele două fețe ale aceleiași monezi. Și lucrul acesta derivă din felul în care noi suntem construiți. Întotdeauna există un înăuntru și un în afară, da? Acum, din prisosul inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, când inima e murdară, cuvintele vor fi rușinoase care ne ies din gură. Să o pun în alți termeni, există caracter și conduită, predicate pe munte, așa se organizează Domnul Iisus predica. Mai întâi este caracterul, pe urmă este conduita. Întotdeauna caracterul determină conduita. Izvoarele care sunt în lăuntrul nostru vor ieși în afară și semenii noștri se vor întâlni cu ele. Deci imaginați-vă scara modificându-se puțin și grupându-se două câte două, cu alte cuvinte, două aspecte formează câte o treaptă. Dacă vrei să urci, ești obligat să asociezi aceste aspecte, aceste virtuți, una cu cealaltă. De pildă, îndurarea este o realitate lăuntrică. Dacă relațiile mele se frâng dintr-un motiv sau altul și nu sunt eu partea vinovată, îmi vine să le trântesc la pământ. Îndurarea mă îndeamnă să nu fac lucrul acesta. Dar îndurarea trebuie să se nască, să se materializeze. Și ea se materializează în bunătate. Bunătatea se vede, îndurarea este izvorul ei. Apoi urmează smerenia, o altă realitate lăuntrică. Ca oamenii să o vadă, să o simtă, smerenia trebuie să se traducă, să se învedereze în blândețe, în delungă răbdare, în îngăduință, iar iertarea în pace. Și toate acestea se adună la oaltă în legătura desăvârșirii, care este dragostea. Suntem deci în fața unei scări, nu în fața unui raft, de pe care putem alege lucruri sau respinge lucruri. Dar scara aceasta nu-i fără pericole, pentru că, din păcate, suntem pe teritoriile dușmanului, diavolul de târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită, și va fi acolo la fiecare pas, cu fiecare victorie, să ne ofere și ispita. Și de aceea, scara poate fi o scara victoriilor, dar se poate transforma foarte ușor într-o scară a înfrângerilor. Toți am gustat aceste ridicări și coborâri. Toți ne-am bucurat de o victorie după care am călcat în străchin și a venit înfrângerea și a trebuit să luăm lucrurile de la capăt. Cu alte cuvinte, lupta spirituală nu este exclusă, deși Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Ele sunt aici pe pământ, vai de voi, pământ și mare, diavolul s-a coborât la voi. De ce? Știe care puțină vreme. Și de aceea se va lupta să ne tragă înapoi, să nu ne lasă să urcăm această scară a virtuților. Omul nou se înnoiește spre cunoștință după chipul lui Dumnezeu cu fiecare treaptă pe care reușește să urce. Dacă mă gândesc la inima mea, la îndurare, adaug smerenia, la smerenia îndelungă răbdare, la îndelungă răbdare iertarea. Dar dacă mă gândesc la relațiile mele, la bunătate, îndurarea născută, văzută, materializată, adaug materializarea blândeții,
a smereniei, blândețea, îndelungei răbdării, îngăduința, iertării, pacea. Observați, cele două aspecte, caracterul și conduita, se îngână unul pe celălalt până când ajung la Dumnezeu. Nu cred că la întâmplare Pavel se roagă în Efeseni să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeirii. În Coloseni spune legătura desăvârșirii care este dragostea. Fiecare treaptă urcată este o victorie. Dar, am spus, scara foarte ușor poate fi transformată sau se poate transforma în frângerii lor. Pentru că după fiecare victorie sau în dreptul fiecarei victorii, diavolul strecoară și o ispită. Aș vrea să ilustrez lucrul acesta. Spuneam că îndurarea ține de inima mea, de lăuntrul meu. Și în mod special e nevoie de ea într-o relație. Dumnezeu a arătat îndurare față de mine. Am zis, a arătat îndurare față de mine. Cu alte cuvinte, îndurarea s-a transformat în bunătate. Dacă o relație este tensionată și dacă am toate motivele să o trântesc la pământ, se pornește o luptă lăuntrică, pentru că știu că cel mai scump lucru pe care îl am sunt relațiile. Eu sunt o mare relație, relație cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu semenii. Dacă chipul lui Dumnezeu se sparge, relațiile se rup, începând cu relația cu Dumnezeu, continuând cu relația cu mine însumi și pe urmă relația cu semenii. Acum îndurarea în relațiile dintre noi este frământarea aceasta dintre relația cu mine însumi și cu semenii. Și în frământarea asta lăuntrică să presupunem că iau decizia să fac pasul mai departe, să nu rup relația. Dragii mei, am toate motivele să o fac, dar Duhul lui Dumnezeu care este în mine îmi spune cel mai scump lucru pe care l-a este relația, n-o rupe. Și astfel se naște îndurarea în inima mea. E o mică problemă. Este un proverb care spune, iadul este pavat cu intenții bune. Cu alte cuvinte, faptul că în forul meu lăuntric am luat o decizie, încă n-a rezolvat problema. Decizia aceea trebuie să se nască, exact ca un prunc pe care l-aduci pe lume. Și când se naște această decizie numită îndurare, ea arată ca bunătate. Acum imaginați-vă că am câștigat biruința. În primul rând, s-a decis în forul meu lăuntric să fiu îndurător în relație, să continui, să nu o trântesc la pământ și fac pasul mai departe, las îndurarea să se nască. Și acum stau bucuros pe prima scară pe care am urcat. Care credeți că e ispita pe care o strecoară diavolul sub preș sau sub picioarele mele? Este mândria. Nu-i așa? De acolo, de pe treapta respectivă, poți să te uiți în jos la vecinii tăi sau de sus la semenii tăi. Ai câștigat o biruință. Veniți cu mine în templu, Domnul Iisus spune pilda asta, era un fariseu și un vameș. Și amândoi se rugau aceluiași Dumnezeu. Dumnezeule, spune fariseul, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca și vameșul acesta. Dar observați treapta pe care s-a suit omul nostru ca să privească de sus pe vameșul de lângă el. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate verdețurile mele, o bunătate manifestată, dau zeciuială din toate verdețurile mele. Am urcat pe treaptă și privesc de sus pe semenii mei. Dragii mei, de aici urmează căderea. Pentru că atunci când privesc de sus la cineva, am uitat că mândria merge înaintea căderii. Dacă cedăm ispita, urcarea face loc căderii. Cu alte cuvinte, scara victorilor se transformă în scara înfrângerilor. Aș vrea să ținem minte un lucru. Toate pleacă de aici, de la felul în care gândim. Dragii mei, Scriptura spune, în 1 Corinteni 10:13, că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Dacă am trântit o relație de pământ, dacă am lăsat-o să rupă, și eu cred pe bună dreptate,
Dragii mei, am dat dreptate lui Satan, șarpelui. Am crezut că ispita este mai puternică decât eu să o pot birui. Ori Scriptura spune, Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Mijlocul este să urci pe treapta următoare. Asta este mijlocul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit. De pildă, mândria este biruită prin smerenie. Mândria este biruită prin smerenie. Uitați-vă încă o dată la cum se îngâne lucrurile. Îndurarea este o realitate lăuntrică. Bunătatea este manifestarea ei. Mândria, care vine ca ispită, este o realitate lăuntrică. Ea trebuie biruită în forul nostru lăuntric, prin smerenie. Pavel ne spune în Romani, capitolul 12, versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca și vameșul acesta. Să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Dacă Dumnezeu împarte fiecăruia măsura de credință, smerenia este acea conștiință de sine care se dobândește în prezența preanaltului Dumnezeu. Spuneți-mi, cum aș putea să vin cu mândria mea în prezența lui Dumnezeu și să o mai țin în brațe? Nu pot să fac lucrul acesta. În primul rând, mă rușinează smerirea lui. El a dezbrăcat slava lui, a luat un chip de om, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cum să stau eu să... Nu se potrivește în prezența lui Dumnezeu. Smerenia este acea dezbrăcare de sine care este posibilă doar în prezența lui Dumnezeu. Dar ca să câștig biruința, nu e suficient să aduc smerenia alături de mândrie, pentru că mândria nu este stinsă prin smerenie, ci e nevoie de o naștere a smereniei. Și nașterea smereniei este blândețea. Blândețea este curajul și puterea, observați, puterea biruinței, puterea de a ieși din competiția afirmării de sine. Dar când ești în competiția afirmării de sine, continui să rămâi în mijlocul unei societăți mânate de dorința de afirmare. Toți dăm din coate, toți călcăm dacă trebuie și pe cadavre ca să facem un pas mai sus, să ajungem un pic mai bine. Ori într-o astfel de societate, un om blând, un om ieșit din competiția afirmării de sine, este ridiculizat, este batjocorit, este marginalizat, este călcat în picioare. Știți care e ispita cu care vine diavolul? Lăstarii de amărăciune din sufletul nostru. Amărăciunea. Singurul mod de a ieși biruitor este prin îndelungă răbdare. Da? Nu trebuie să negi faptul că te doare, că ești nesocotit și ridicualizat de semen, pentru că ai ascultat de Dumnezeu și ai ieșit din competiția afirmării de sine. Ai avut curajul, disciplina și puterea să faci lucrul acesta. Dar în acel moment, îndelunga răbdare este posibilă doar dacă stai cu ochii ațintiți la Dumnezeu, nu la oameni. Și de aceea Pavel spune în versetul 17, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. A face lucrurile în numele Domnului Iisus înseamnă a le face cu ochii la el, spre plăcerea lui, spre slava lui și nu spre mulțumirea celor din jur. Versetul 23-24 continuă. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela capeți puterea să zici, orice ar zice ceilalți, de dragul tău, Doamne Iisuse, eu merg pe drumul acesta mai departe. Însă, biruința asupra lăstarilor de amărăciune nu-i completă până când îndelunga răbdare nu se naște, nu se materializează. Ori materializarea, arătarea îndelungei răbdări este îngăduința. Observați, când am ales să fiu blând, să ies din competiția afirmării de sine, n-am și șansa să aleg să ies din mijlocul societății. Cu alte cuvinte, nu pot să îi opresc pe oameni să mă judece, să mă ridiculizeze, să mă calce în picioare, să-și bată joc de mine. Să-mi zică că-s bleg în loc de blând, da?
N-am această posibilitate. Și de aceea eu trebuie să trăiesc mai departe în relații, îngăduindu-i pe ceilalți. Da? Îngăduindu-i pe ceilalți. Problema este că atunci când îndelunga răbdare se manifestă prin îngăduință și eu am biruit lăstarii de amărăciune, diavolul strecoară sub preș o următoare ispită. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi simțământul sau simțul dreptății, mai ales în unii. Și eu fac parte dintre ei, împreună cu unii din casa mea, da? Facem parte dintre ei. Avem și versete biblice ca să ne justificăm revanșa pe care dorim să o luăm, dacă nu și răzbunarea. Puteți să o puneți în ce termen doriți. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Eu am reținut doar atâta, se bucură de adevăr și de aceea adevărul trebuie spus. Uitând că dragostea este cea care ar trebui să spună adevărul și un adevăr spus în dragoste întotdeauna zidește, nu doboară. Dar mi-aduc aminte de versete care îmi sunt mult mai la îndemână, de pildă în Proverbe, capitolul 26, versetul 5. Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Crezi că numai tu poți striga? Și eu pot striga, da? Crezi că numai tu poți bate cu pumnul masă? Și eu pot bate cu pumnul masă. Problema este că am sărit peste versetul 24 care zice nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu semeni și tu cu el. Iar Coloseni ne spune îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduiți-vă, îndelunga răbdare se naște, se materializează, se învederează în îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, observați, pricina aceea foarte ușor se poate transforma în ispită. Singurul mod de a învinge această ispită este a urca un pic mai sus. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Hotărăsc să iert. În forul meu lăuntric. Dar am o problemă. Iertarea fără confruntare e răzbunare, mai ales când pricina de plângere este un păcat. Pentru că Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea, eu nu-l pot ierta în plata Domnului pe fratele meu. A-l ierta în plata Domnului înseamnă a abandona, a ieși din relație, a face ureche surdă la ce se întâmplă, nu-ți păsa de fratele tău. Și de aceea Scriptura mă obligă să nu ieși din relație. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta și a păcătuit, vom vedea de seară, înseamnă a călca porunca expresă a lui Dumnezeu, nu părerile oamenilor, porunca expresă a lui Dumnezeu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l în dragoste, da? Ridică-l pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, ia cu tine doi sau trei, spune-l bisericii, nu te lăsa. El poate să respingă iertarea lui Dumnezeu sau oferta iertării lui Dumnezeu, dar asta este treaba lui. Treaba lui. Deci asta este primul pericol când e vorba de iertare. Iert doar când lucrurile sunt rezolvate pentru sufletul celor implicați în relație. Dar există un al doilea aspect. Iert, dar nu pot uita. Dimineața spuneam că în limba mamei mele există o vorbă. Meg bocai tot taloc, de ne megleau maiom lor, maiom rol. Da? Cei care înțelege sunt ungurește. Da, te-am iertat, dar mi-a rămas încărcat ficatul. Și când ți-i făcat ficatul încărcat, îți iese herpesul pe buze și ești amărât și obosit și unde poți ridica în picioare și nu ești bun de nimica când ți-i ficatul încărcat. Dragii mei, al doilea pericol este neuitarea, a doua ispită. E bine să ai cartea în mânecă. Atunci când David trimite scrisoarea generalului lui său, împinge-l pe Urie în prima linie și când vine dușmanul, dați-vă deoparte. Well, generalul a luat cartea, s-a băgat-o în mânecă. Și la moartea lui, David trebuie să-i spună fiului său să nu-l uiți pe Ioab, să nu-i lași pe Rial să se coboară în mormânt. O viață întreagă, cu ficatul încărcat. Ficatul e pe partea dreaptă, mi s-a spus dimineața, da? Cu ficatul încărcat. Pericolul de a ierta fără să uiți. Când ai iertat fără să uiți,
dragii mei, nu numai că te îmbolnăvești de ficat, te îmbolnăvești de inimă, se îmbolnăvește spiritul. Deschide pușcăria, lasă-ți semenii să iasă liberi de acolo. Cred că iertarea se validează doar când se naște și devine pace. O iertare reală, completă, îmi permite să mă uit în ochii semenului meu fără resentimente. Să pot pune capul în jug lângă el și să tragem împreună fără să mă uit când îmi va învige pumnalul în spate. Da? Se poate întâmpla. Eu nu pot garanta pe celălalt absolut nimica. Eu trebuie să mă ocup de mine însumi ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, despre fiecare din noi este vorba. Dar dați-mi voie să iau scara aceasta și să o răsucesc, să o adun într-un cerc. Ceea ce mă îndeamnă să fac lucrul acesta este Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Am făcut deja referire la caracterul determină conduita. Dar când vorbește despre caracter, era o listă a fericirilor. Și începe așa, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, după care fuge prin cele 8 fericiri și a 8-a închide cercul. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Acum, dacă ești un precupeț, te uiți la ce ți se oferă. Împărăția cerurilor se oferă. Care e prețul? Depinde, sărăcia în duh sau prigoana pentru neprihănire. Trebuie să fii nebun să alegi prigoana pentru neprihănire. Dacă o poți cumpăra pe sărăcia în duh, pe ce nu ai, ai o problemă. Nu la întâmplare, fericirile nu sunt lucruri pe un raft, ci sunt o scară pe care trebuie să urci până la capăt. Pentru că, de unde știu că sunt sărac în duh? A, din lacrimile mele, ferice de cei ce plâng. De unde știu că lacrimile nu sunt de crocodil? Păi din blândețea mea. Am avut curajul să ies din competiția firmării de sine pentru că am fost mângâiat de Dumnezeu. De unde știu că sunt blând și nu bleg? Păi din faptul că mi-am deschis pumnul. Dacă am renunțat la competiția firmării de sine, am devenit milostiv și pot da altora. Și în felul acesta, dragii mei, fiecare fericire următoare o verifică pe cea precedentă. Până când prima este verificată de ultima. De unde știu că e sărac în duh? Ce-am primit în urma sărăciei mele, nu dau din mână nici pentru prigoana care se abate asupra mea. Dar acum luați același tipar și aplicați-l la cercul care este înaintea noastră, la scara pe care trebuie să urcăm. Nu uitați ce ne așteaptă în vârf, Dumnezeu însuși, dragostea, legătura desăvârșirii, El este dragostea. Dar dați-mi voie să leg prima și ultima dintre ele. Am spus că de îndurare am nevoie când o relație se frânge, pârâie, e gata să se rupă și eu sunt gata să o trântesc de pământ. Este lupta aceea din lăuntrul meu, care în momentul în care deliberarea a fost luată trebuie să nască în bunătate. Dar până când nu s-a instalat pacea în relația aceea, pacea fără resentimente, până când masa n-a fost complet curățită, până atunci, dragii mei, n-am urcat scara, n-am ajuns la iertare și pace. La iertare și pace. Ce extraordinar lucru este că în Hristos noi nu trebuie să ne încărcăm bagajele cu lucrurile altora. Noi le putem rezolva, putem despovăra poverile astea cu care ne încălcăm noi așa de ușor. Deci nu uitați, trebuie să urci toată scara, treaptă cu treaptă, aspect cu aspect, ca să ajungi acolo unde te cheamă Dumnezeu, pe deasupra tuturor acestor lucruri, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, îmbrăcați-vă cu dragostea. Cu alte cuvinte, în susul scării ne așteaptă Dumnezeu. Dar cine este El? Păi este Cel ce ne-a creat. Cel ce ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Cu alte cuvinte, a lăsat în noi un gol pe care numai El îl poate umple. Și numai când El umple golul acesta, numai atunci sunt împlinit. Atunci mi-am găsit rostul vieții. Mai pe sus de toate acestea, sau legându-le pe toate acestea într-un mănunchi,
îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Și ascultați-l pe Pavel cântând imnul ei în 1 Corinteni 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Observați, dragostea le conține pe toate acestea. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Și versetul 8, te-a urcat pe scara veșniciei în prezența lui Dumnezeu. Dragostea nu va pieri niciodată. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste, ne spune Scriptura. Superb, o tapiserie extraordinară. Întrebarea mea este, de ce e așa de complicat să o guși, să ai bucurie de ea? Cine, cum, ce mă va ajuta să ajung pe platoul acela care se cheamă legătura desăvârșirii, dragostea? Ați-mi voie să mă întorc la versetul 12, de unde am plecat. Autorul începe așa, ca niște aleși, sfinți aleși ai lui Dumnezeu și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate și așa mai departe. Este o vorbire foarte ciudată, este un ebraism care practic este pus în straie grecești și toate straiere pârâie pe el. Eu mă îmbrac când pun pe mine lucruri, nu când pun în mine lucruri. Dar asta este o îmbrăcare ciudată și este singura posibilitate de a ajunge acolo unde îți dorești, în vârful scării. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Dacă aș traduce mai exact, îmbrăcați-vă cu măruntaie îndurătoare, plină de bunătate și așa mai departe. Când citesc Scriptura și Scriptura folosește cuvântul inimă, nu se gândește la pompa asta de aici, da, boțul ăsta de mușchi, ci inima poate fi mintea, nebunul zice în inima lui, da, poate fi voința, deliberările noastre, poate fi sentiment, pot fi sentimentele sau spiritul nostru. Dacă le-aș aduna la oaltă, în uzajul Scripturii, inima este centrul de comandă al personalității mele. Cu alte cuvinte, de acolo se decide totul. De acolo se decide totul. Am o mică problemă. Ieremia îmi spune în capitolul 17, versetul 9, inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Cu alte cuvinte, singura posibilitate să ajungi în vârful scării este să accepți să te așezi pe o masă de operație, să fii deschis și să accepți un transplant de cord. Masa de operație, căușul palmei lui Dumnezeu. Chirurgul este Duhul lui Dumnezeu. Și transplantul de cord se face prin nașterea din nou sau prin tăierea împrejur a inimii. Cu alte cuvinte, dacă n-a fost un moment în viața ta în care să te așezi în mâinile Lui, dacă n-a fost un moment ca decizia aceea să o scoți în afară și în biserica noastră o scoți în afară în momentul când iei cartea asta în mână și scrii numele în ea, observi toate lucrurile interioare, trebuie să nască, trebuie scoase la suprafață, nici nu te apuca să urci pe scară, pentru că îți vei frânge gâtul la fiecare pas. Ispitele sunt mult prea puternice pentru tine. E nevoie de o inimă nouă, de o inimă nouă. Doar o inimă nouă poate să aducă relații noi. Nu uitați cine suntem. Pe planul relațiilor, relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Dacă relația cu Dumnezeu nu-i vindecată, relația cu mine însumi nu-i vindecată. Și dacă relația cu mine însumi nu-i vindecată, în mod normal, relația cu semenii nu poate fi vindecată. Deci există o rațiune, un mod de a rezolva lucrurile. Și întotdeauna creștinismul începe din lăuntru înspre în afară. Pentru ca să ai relații în care să curgă îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, iertarea. Pentru că în locul cuvintelor rele să fie cuvântul lui Dumnezeu, în locul mâniei și a invidiei să ai pacea lui Hristos, să ai supunere față de soț,
iubire față de soție, ascultare de părinți, neîntăritare la mânia copiilor tăi, ci creșterea lor în frica și în învățătura Domnului, o muncă cinstită nu de ochii oamenilor, ci de dragul lui Dumnezeu, și generozitate și corectitudine față de angajați, trebuie să faci ce spune Solomon. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Da, dar inima nu este o sursă de viață. Inima însă sau izvoarele vieții se alimentează din pânzele freatice, din apa subterană. Și de aceea nu-i tot una care sunt realitățile care îți alimentează izvorul. Izvorul va determina natura apei râului sau apei râului, deci relațiile tale. Pânzele freatice din adâncul nostru sunt fie Duhul lui Dumnezeu, sursa vieții, fie firea pământească, în spatele căreia este practic Dumnezeul viacului acestuia. Deci sunt doi Dumnezei, două împărății, două realități. Iată de ce trebuie să împăzesc inima mai mult decât orice. Ea nu poate să-și extragă lucrurile din orice pânză freatică subterană. Izvorul întotdeauna va determina natura apei pârâului, din care izvorul naturii va duce la suprafață lucrurile din care se alimentează. Ascultați-l pe Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Dacă firea pământească este, dacă vreți, sursa aceea din care se alimentează izvorul, atunci viața mea va arăta la fel. Umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, că cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, nu pot să asculte de legea lui Dumnezeu. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă v-ați cuplat la sursa corectă, la pânza freatică corectă. Dacă v-ați cuplat la Duhul lui Dumnezeu, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Dragii mei, dacă inima mea, izvorul vieții, se alimentează din firea pământească, izvorul va scoate în afară curvie, necurăție, patimă, poftărea, lăcomie, mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, minciună. Dar dacă Duhul îmi alimentează izvorul, în afară va curge dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Încreștinarea nu e o conformare la ritualul exterioare. Până când n-ai acceptat transplantul de cord, prin nașterea din nou și prin tăierea împrejura inimii, n-ai nicio nădejde. Spoiești peste rugină. Da? Încreștinarea cere o transformare lăuntrică radicală, o schimbare a inimii. Abia când am primit o inimă nouă din partea lui Dumnezeu, pot îndrăzni să nădăjduiesc să fiu plin de toată plinătatea Dumnezeii, să ajung la legătura desăvârșirii, care este dragostea. Uitați-vă încoate la scara pe care o avem de urcat. Îndurarea trebuie să se nască în bunătate, smerenia în blândețe, îndelunga răbdare în îngăduință, iertarea în pace. În pacea aceea care întrece orice pricepere. De ce? Pentru că este pacea lui Hristos care a venit să locuiască din belșug în inimile noastre prin cuvântul Său. Dați-mi voie să recitesc textul și să vă pun o întrebare. Oare unde ne-am împotmolit? Nu uitați, pe fiecare scară este și o victorie și posibilitatea unei căderi. Și o ispită. Mândria, amărăciunea,
dorința de, de revanșă sau de răzbunare, toate sunt acolo. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu blândețe, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, cu alte cuvinte, legându-le pe toate acestea la oaltă, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, observați, fără pace, trupul, mădularele în relația dintre ele nu poate funcționa. Să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inima voastră și fiți recunoscători. Și fiți recunoscători. Unde sunt împotmolit? Care din treptele acestea sunt cele mai complicate pentru mine? Unde falimentez mereu? Care e soluția? Dragii mei, soluția este să faceți un lucru pe care noi ne-am obișnuit în lumea fizică să-l facem. Eu umblu cu laptopul meu pe oriunde merg, pentru că nu pot predica fără el, nu văd să citesc într-o carte. Și când am terminat prelegerea, vin la mine oameni, nu-mi dați și mie prelegerea dumneavoastră. Le dau cu bucurie, oricui mi-o cere. Dar am învățat o lecție. După ce am băgat toate sticurile în computerul meu și l-am scanat o dată și am găsit peste 40 de virus, am zis, never again, da? Și atunci mi-am pus un scan sus și oricine îmi dă sticul, bag înăuntru și... Și dacă e 000, atunci îi trag documentul pe el, cu bucurie. Am fost săptămâna trecută la Bistrița și am promis că le dau prezentarea mea, adică aveam un șir lung de prezentări, toate cartea evrei, și cineva mi-a dat sticul și când am început să scanez, avea peste un giga de informație. Am zis, ups, e ora 9:30 seara, se face ora 12 până când termină de scanat toată povestea asta, îmi se pare rău, data viitoare vii cu un stick nou. Dar acum, cred că primul lucru pe care trebuie să-l fac ca să aflu unde m-am potmolit este să rog pe Duhul lui Dumnezeu să vină să facă un scan al vieții mele. Știți cum face lucrul acesta? Prin cuvântul lui. Da? Și de aceea textul din Evrei 4:12 spune cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și versetul următor spune, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Nu știu dacă poate exista o scanare mai perfectă decât asta, dacă e adevărat ce spune textul. Cuvântul lui Dumnezeu, în mâna Duhului Sfânt, este instrumentul prin care El îmi scanează viața. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Spuneți-mi, cum pot cânta lui Dumnezeu cu mulțumire în inima mea când am făcut primul pas și înainte să ridic piciorul pentru al doilea pas, bum, mândria m-a secerat de pe picioare. Amărăciunea a intrat, dorința de răzbunare în viața mea. Când sunt împotmolit pe treptele acelea, pe scara aceea, cum aș putea să-i cânt lui Dumnezeu cu mulțumire în inima mea? Poți cânta lui Dumnezeu cu mulțumire în inimă doar când te las scanat de El, îți ceri iertare, faci pasul următor și urci mai departe. Când ai o singură dorință, să ajungi la El, să ajungi ca El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Ascultați-L pe Iacov în epistola sa, primul capitol, versetele 21-25. De aceea lepădați orice necurăție, orice răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci cine ascultă cuvântul
și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și care este o lege a slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinător cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Va putea să-i mulțumească lui Dumnezeu cu inima plină de bucurie. Ați voie să pun acest ultim verset pe tiparul predicii de astăzi. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea, urcând treapte după treapte, scara aceasta iubirii, a desăvârșirii, va fi fericit în lucrarea lui. Pentru asta trebuie să înțelegem ceea ce ne-a spus Pavel înainte să fi intrat în textul nostru. V-ați dezbrăcat de omul vechi și v-ați îmbrăcat cu omul nou. Acțiuni trecute terminate. Am primit o minte nouă, metanoia. Ascultați-l pe Pavel și o să încheia cu asta în Romani, capitolul 6. Fiindcă prin moartea de care a murit el, Domnul Iisus Hristos, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Versetul 11. Tot așa și voi, socotiți-vă, morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Socotiți-vă, morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, nu putem evita ispitele. Dumnezeu le va îngădui să vină asupra noastră. Și mândria, și amărăciunea, și dorința de răzbunare, și neuitarea, toate se vor îngrămădi în viața noastră, se tragă în jos de pe scară. Cum ar fi ca ori de câte ori vine ispita, eu să zic, sunt mort față de mândrie. Sunt mort față de amărăciune. Sunt mort față de dorința de răzbunare. Sunt mort față de ficatul încărcat, față de neuitare. Mort față de ele. Dar sunt viu pentru îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și pace. Cu alte cuvinte, sunt viu pentru dragoste, pentru acea legătură a desăvârșirii. Sunt viu pentru Dumnezeu, care este dragostea. Amin. Amin.